Eclipsele solare sunt fenomene destul de rare, da? Apar de două, rar de 3, 4, 5 ori pe an și asta pe tot globul. Drept urmare, când ai una la tine în grădină, faci tot posibilul să o vezi în toate felurile cu putință și din cauza asta am încercat cumva să dăm posibilitatea oamenilor să vadă și prin ochelari de eclipsă special, care te protejează împotriva razelor soarelui, dar și prin telescop și am adus de data asta 3 telescoape ale planetariului, fiecare fiind dotat cu un filtru special care dă posibilitatea celor care se uită prin ele să vadă anumite particularități, anumite zone ale soarelui. Am plecat de la ideea că 1000 o să fie prea mulți și am ajuns la ideea că ar fi trebuit să facem poate 3 ca să mai și rămână. Data care vine o să ne gândim că se poate să plecăm de la 3000 în sus. Noi mai făcusem săptămâna soarelui cu ocazia solstițiului, da? Și acum o să încercăm să facem astea lunar sau poate de două bilunar, poate săptămânal în funcție de cerințe, să fim într-un loc pe care să știe toată lumea din Brașov și vizitatorii și să poată să vină să vadă soarele așa cum nu prea poți să-l vezi în țara asta, din câte știu, nu sunt toate filtrele astea într-un loc. Și atunci cred că vom face asta și în timp toată lumea va vedea orice. Cred că avem un început bun, în mare sunt 3-4 telescoape, unul și de pe care îl folosim noaptea. În curând o să facem și cu el observații. Se vede foarte fain, este o experiență plăcută și chiar mi-a plăcut ce am văzut prin telescop. Am stat foarte mult la coadă, dar a meritat. Foarte fain. Lumea e foarte liniștită la coadă. Foarte fain. A fost foarte frumos, mai ales eclipsa când se făcea soarele. A fost foarte fain, mai ales cel alb. Că se vedea foarte aproape. Foarte fain. Ce-ai văzut acolo? Luna. Și ce mai văzut? Soarele roșu? Da. S-a plăcut? Da. Da. Cum te numești? Care e prenumele tău? Irina. Elena? Irina. Mi s-a părut foarte interesant, cel puțin acel filtru cu roșu, mi s-a părut foarte interesant totul. Am văzut, într-un fel, soarele care este roșu și mi-a plăcut foarte mult, adică n-am mai avut niciodată ocazia să mai văd, adică mi s-a părut că a meritat să stau la coadă.